Bună ziua și bine v-am găsit! Doresc să vă prezint a doua bibliotecă din sufragerie, care conține în mare parte beletristică clasică, în ediții destul de aspectoase, cartonate. Păi, să procedem, deci. După cum vedeți, mai ales pe acest raft, sunt majoritatea cărților așezate pe verticală, dar destul de numeroase sunt și așezate pe orizontală, așa încât o să încep cu astea de aici, adică cu cele pe orizontală. Câteva volume de teatru, asta înseamnă A Carnienii, primul volum din opera completă din Aristofan, ediție bilingvă la editura Icon, pe care Liviu Franga și-o propune să o facă în următorii ani. Apoi e o piesă de teatru de Henry Gibson, singura traducere de la noi. Apoi tot o piesă de teatru, Când noi morți înviem, tot de Henry Gibson, din câte știu la fel, tot singura traducere. Samuel Beckett, teatru, în traducerea Ancăi Măniuțiu. Așa, cu câteva piese mai mici. Aici sunt și piesele mai mari și mai celebre. Tot niște teatru, Slavomir Mrožek, apoi Carlo Goldoni, trilogia Vilegiaturii. Sofocle, opera completă, cred că singura ediție de teatru de Sofocle apărută la noi. Aristofan, trei comedii utopice, Lisistrata, Adunarea femeilor și Păsările, în traducerea a lui Alexandru Miran, traducătorul nostru, din păcate dispărut, traducătorul de Eschil, Euripide și Aristofan. Așa, apoi două volume, volumul 2 și volumul 3 din Ibsen, teatru. Și o antologie de romane de Diderot apărută în traducerea lui Gelu Naum, din câte știu eu singura. Pe următorul raft, pardon, avem aici Lucrețiu, poemul naturii, în traducerea lui Teodor Naum, apărut la editura Științifică. Apoi două cărți de poezii, Pindar, Ode, și de Edgar Lee Masters, antologia Orășelului spun River. Poezii spuneam, apoi cartea de eseuri a lui Marcel Proust contra lui Sainte-Beuve și mica scriere autobiografică a lui Tolstoi, Spovedanie. Avem o ediție mai nouă din Geoffrey Chaucer, Povestirile din Canterbury. Este o reluare a unei ediții mai vechi, ilustrații de Valmunteanu și traducere de Dan Dutescu. Mai avem aici operele, volumul 3, eseurile lui Borges, în prima ediție, apărută la editura Univers, autobiografia lui Benjamin Franklin, cunoscutul roman Petersburg, al lui Andrei Belâi, scris în ritm poetic. Jurnalul ultimilor ani al lui Tolstoi despre Dumnezeu și om. Apoi celebrele piese ale lui Samuel Beckett, în traducerea lui Gelu Naum și Irina Mavrodin. Și ultima carte de aici, Baudelaire, Paradisurile artificiale despre vin și hașiș. A treia coloană este volumul de eseuri, Dietitica lui Robinson, al lui Alex Leo Șerban, care este și cu autograf. Volumul lui Teodor Fontane, Opere alese, o ediție pe care am căutat-o foarte mult pentru că conține printre altele Efibrist, un fel de Doamna Bovary, roman care mie mi-a plăcut extrem de mult. Apoi
Baltesar Castiglione, Curteanul, o carte de căpătâi a epocii renașterii. Așezători arabe, 30 de Macamat, niște povestiri pline de înțelepciune în traducerea lui doamnei Grete Tartler, care au fost reeditate la Polirom, împreună cu acest volum al lui Al-Ghahiz, tratat despre zgârciți, tot în această colecție amintiri despre Socrate, al lui Xenofon, Teatrul de Christopher Marlowe, două romane antice de Cariton și Longos, Vestitul roman al lui Apuleius, Metamorfoze sau Măgarul de Aur, Satiricon de Petroniu, volumul 2 din Eugene O'Neill, care conține Straniul interludiu și din jale se întrupează Electra. Și mai avem aici un volum de teatru american contemporan care conține, printre altele, Un tramvai numit Dorință, Moartea unui comis voiajor și Cui e frică de Virginia Woolf. Astea, momentan, cărțile care au fost mai ascunse aici pe orizontală. Pe verticală avem așa, Aristofan Teatru, câteva din piesele principale, mai precis 4. Urmează Divina Comedia lui Dante cu Infernul, Purgatoriul și Paradisul, în traducerea lui Coșbuc. Walt Whitman, opere alese, în traducerea lui Mihnea Gheorghiu. Am înțeles că Radu Vancu pregătește și el o traducere nouă. Dostoievski, volumul 1, cu scrierile din tinerețe, microromane, novele și povestiri, și volumul 7, cu demonii. Să-l dau puțin mai în spate pe Montaigne și să prezint următoarea carte, Ana Karenina de Tolstoi, în o ediție foarte frumoasă de la Polirom, în traducerea lui Emil Iordache. Traducerea nouă din Război și Pace a lui Nicolae Iliescu. Așa, Crimă și Pedeapsă, o traducere atunci când a apărut nouă, al lui Ion Covaci, Jane Eyre, tot traducere nouă, și Contele de Monte Cristo. Așa, de Stendhal, Roșu și Negru, tot traducere nouă a Irinei Mavrodin, Eugénie Grandet de Balzac, Portretul lui Dorian Gray și Marile Speranțe. Foarte frumoasă colecția asta, din păcate, se reeditează necartonată. Cam astea au fost cărțile de pe acest raft. Să începem acum cu raftul al doilea. Luăm. Aici avem câteva cărți în colecția Opere Fundamentale de la editura Academiei. Hai să scăpăm de operele lui Gogol, volumul 3, care conține Suflete moarte, în traducerea lui tot lui Emilu Iordache, operele de Kafka, scrierile postume și fragmentele în traducerea lui Radu Gabriel Pârvu și opera Întumă, traducerea lui Izbășescu și tot Radu Gabriel Pârvu. Așa, avem așa. Avem pentru început Edgar Allan Poe, Prăbușirea casei Usher, prima ediție în diferite traduceri, chiar și traduse de Caragiale, de pildă. Apoi Criticonul de Gracian, ediția de Din cei trei mușchetari, în care am citit, adolescent fiind,
cei trei mușchetari în adolescență. Și următoarea este literatura română medievală, Nicolae Filimon, opere complete, o ediție de poezii de Eminescu în ediția Perpesicius, operele lui Creangă, Ion Ghica, scrisori către Vasile Alexandrii și convorbiri economice, Mateiu Caragiale, opera completă. Aici este un album Pleiad, Montaigne, în cazul în care nu v-ați mai uitat la un album Pleiad, iar el arată cam așa, plin de ilustrații color. Așa. Apoi, Lovinescu, istoria civilizației române moderne, Călinescu, volumul 1, cu inima utiliei, și Ștefan Bălunescu cu Cartea milionarului și Iarna bărbaților, Sorin Titel, opere, volumul 2, cu clipa cea repede, și Femeie, iată fiul tău, pe care am început să o citesc, și două ediții Pleiad din Flaubert în original. Aici sunt trei volume de Mizerabili. Carte pe care am vrut să o iau, arată destul de decent. O ediție cartonată în clasicii literaturii universale. Cam astea sunt pe acest raft. Iată că am ajuns și la raftul al treilea. Avem aici o ediție bibliofilă din Florile Răului, de Charles Baudelaire, și bilingvă, în diferite versiuni. Arată extrem de bine. Apoi, aici este operele complete de Montaigne în ediția Pleiad din anii 60. Așa. Mai departe, viața lui Benvenuto Cellini, scrisă de el însuși. Apoi Jack London, Martin Eden. Și două volume din Decameronul. Apoi avem cele cinci ediții de opere complete Shakespeare, tot în colecția Academiei Opere Fundamentale, și tot în aceeași colecție Marcel Proust, În căutarea timpului pierdut, în traducerea Irinei Mavrodin. O ediție Les Essais, ultima ediție Pleiad din Montaigne, și în colecția Every Man's Library, Nabokov Lolita, Mrs. Dalloway de Virginia Woolf. Deasupra este un volum de versuri de Yeats, în românește, și Ulise de Joyce, tot în Every Man's Library. Singura carte pe care o am din colecția Adevărul, Marchizul de Sade, cele 120 de zile ale Sodomei, în foarte bună traducere a Tristanei Ir. Am terminat și cu raftul numărul 3.